Buonasera, bene, ma ragazzi, sapete un'altra cosa? Am vazut un show din Anglia în care un comic englez discuta cu două grupe, unii de o parte separe atei sau secolari, de cealaltă parte reprezentația diferitelor religii. Am vrut doar câteva minute în care reprezentatul unei anumite religii a spus că Iisus va veni cu toți îngerii săi, va despica cerurile cu o trompetă, și îi va mântui pe cei care l-au primit pe Iisus. Și că mântuirea este un dar pe care Iisus îl dă și că Iisus va reveni curând și iarăși se repetă, va despica cerurile, va veni cu trompetă și cu îngerii săi. De partea cealaltă a fost întrebat cum adică Iisus va despica cerurile, ce va despica sistemul solar, galaxia, noi cunoaștem arhitectura Universului, ce înseamnă Iisus va despica cerurile. Și l-a reiterat aceeași afirmație, va veni cu trompetă, trompeta mi se pare că era foarte important, va despica cerurile, va veni cu îngerii săi. Bineînțeles că a fost ridiculizat. Și în același timp am urmărit un alt, o emisiune de școală de sabat de la o biserică din Loma Linda, în care pastorul a spus, se împlinește profeția, suntem batjocoriți pentru credința noastră. Cred că nu suntem batjocoriți pentru credință, ci pentru prostie. Sunt două lucruri distincte. Este vorba de ridicol aici. Și întrebarea doamnei sau domnișoarei care a spus, cunoaștem arhitectura Universului, cum va despica cerurile? De ce va veni cu trompeta? Ce cu trompeta aia? Și așa mai departe. Are sens. Pe de altă parte însă, nu m-aș grăbi să ridicolizezi. Ce aș vrea să arăt, că există o altă față a monedei. Cred că ați auzit de o anumită parodie de argument din partea unor reprezentanți noului ateism. Spaghetti Monster. Eu cred într-un spaghetti monster. Mă rog, un monstru din spaghete. Și nimeni nu poate dovedi că Dumnezeu nu există și nimeni nu poate dovedi că Spaghetti Monster nu există. Deci eu cred în Spaghetti Monster așa cum tu crezi în Dumnezeu. Cele două sunt la fel de legitime. De fapt, la originea acestei caricaturi stă un argument fals adus de Pat Russell și cu tot respectul pentru capacitatea de logician și matematicianul Pat Russell, cred că studentului cel mai scripitor, Ludwig Wittgenstein, ar fi avut ceva de obiectat împotriva acest argument. Dar Pat Russell spune nimeni nu poate dovedi că nu există o ceașcă de ceai care se învârte în jurul planetei Marte. Așa că eu pot crede că există o ceașcă de ceai învârtindu-se în jurul planetei Marte, pentru că nimeni nu poate dovedi că nu există. În același fel, nimeni nu poate dovedi că Dumnezeu nu există. Dar asta nu face argumentul pentru existența lui Dumnezeu mai puternic decât argumentul pentru existența unei cești de ceai care gravitează în jurul planetei Marte. În timpul nostru, ideea a fost caricaturizată în ideea Spaghetti Monster și această parodie este uneori afișat pe bumper sticker și pe tricouri și așa mai departe, și unii chiar vor să inființeze o religie parodia lui Spaghetti Monster. Ce au în comun cele două? Ambele, atât pastorul care în Marea Britanie de câteva ori a amintit de despicarea cerului și de trompetă și de îngeri, cât și parodia Spaghetti Monster sau dacă vrei ceașca de ceai a lui Bert Russell, reprezintă o vulgarizare a unei dezbateri despre natura existenței și despre existența lui Dumnezeu, care este mai veche decât creștinismul, dar care probabil că a atins zenitul în creștinism. Și ceea ce asistăm noi acum este o vulgarizare a acestei dezbateri. Pentru mine, eschatologia naivă pe care o susțin cei mai mulți dintre credincioșii creștini conservatori, mai ales cei neoprotestanți. Și argumentul Spaghetti Monster reprezintă în aceeași măsură o vulgarizare a dezbaterii despre existența lui Dumnezeu. Și aș vrea să merg la un argument care a fost adus în secolul XI de un călugăr benedictin numit Anselm de Canterbury, era arhiepiscop de Canterbury,
cu privire la existența lui Dumnezeu, care mi se pare că așează foarte bine în ecuață datele problemei. Și aș vrea să spun că din punct de vedere logic, deci aș vrea să subliniez, eu vreau să prezint în această seară problema existenței sau neexistenței lui Dumnezeu din punct de vedere strict logic. Nu voi intra în niciun fel de alt argument, ci numai cel logic. Din punct de vedere logic, el a pus datele foarte bine și, așa cum am spus, problema e nerezolvată din punct de vedere logic. Și probabil că nu va fi rezolvată niciodată. Dar problema este legitimă logic. Și vreau să mă întorc astăzi la argumentul ontologic al lui Ansel de Canterbury. Am spus de mai multe ori că singurul argument valid pentru existența lui Dumnezeu este argumentul ontologic. Există argumentul teleologic al lui William Paley, care în timpul nostru este cunoscut cu numele de intelligent design. Există argumentul lui Aristotel al agentului imobil și există argumentul cosmologic al lui Aquinas. Toate aceste argumente sunt foarte slabe în lumina gândirii logice și a științelor moderne. Însă argumentul ontologic are aceeași forță pe care a avut-o în secolul XI. De fapt, aș putea spune, argumentul ontologic este folosit prima oară de Platon și în același timp nu numai că are aceeași forță, dar nu dă semne că își pierde relevanța. Haideți să vedem în ce constă argumentul ontologic al lui Ansel de Canterbury. La prima vedere pare foarte absurd. Ansel de Canterbury spune că s-a rugat ca Dumnezeu să descopere un argument foarte simplu și foarte convingător al existenței sale. Și a venit cu așa cu un silogism, argumentul ontologic. Caracteristica acestui argument, deci are două caracteristici. Mai întâi, pleacă de la o noțiune a priori. Ce este o noțiune a priori? Este o noțiune pe care noi o avem, o considerăm valabilă înainte ca să avem o informație din lumea. O informație empirică. În al doilea rând, argumentul este deductiv. Da, de ce sunt silogism? Și silogismul acesta are două premise. O premisă este aceea că conceptul de Dumnezeu implică faptul că Dumnezeu este suma celor mai înalte calități la care ne putem gândi. A doua premisă este că existența întotdeauna întrece conceptele care reflectă existența în mintea noastră. Așa că dacă nu există acel Dumnezeu pe care îl concepem noi, trebuie să existe altul care este mai înalt decât acel Dumnezeu. Deci, oricum, va exista în univers o realitate care se reprezintă suma tuturor calităților excelente, cele mai înalte, și acesta este Dumnezeu. Deci Dumnezeu trebuie să existe chiar dacă nu există așa cum îl înțelegem noi. Foarte interesantă și neașteptată reluare argumentului ontologic într-o dezbatere vine din partea lui Richard Dawkins, care în dezbaterea lui cu Francis Collins, Dawkins la un moment dat spune, eu nu exclud posibilitatea existenței lui Dumnezeu. Ceea ce nu accept este existența Dumnezeului parohial pe care îl predică creștinii, evrei și musulmanii. Pentru că dacă Dumnezeu există, trebuie să fie ceva mult mai înalt decât se predică în biserici. Și n-am nimic de obiectat împotriva acestui argument al lui Dawkins, dar de fapt asta este ce spune Ansel de Canterbury. Bineînțeles că argumentul pare absurd și nu este greu să-i găsești găuri. Chiar un contemporan al lui Anselm și călugăr din același ordin benedictin a venit cu o parodie de argument și a arătat că principala slăbiciune argumentului lui Canterbury este că poate fi parodiat foarte ușor. De exemplu, el a argumentat că a folosit același silogism ca să demonstreze că există o insulă a fericirii perfecte. Pentru că o astfel de insulă poate fi concepută, însemnează că există una mai grozavă decât cea pe care o concepem noi. Și firește că e de la sine înțeles că este absurd. Ceea ce e interesant este răspunsul lui Ansel de Canterbury și răspunsul lui, de fapt, arată absurditatea atât a escatologiei naive cu trompeta și cu despicarea cerului, dar și a argumentului Bertrand Russell, ceașca de ceai în jurul Marte,
sau Spaghetti Monster. Ne arată de ce parodia cu Spaghetti Monster nu stă în picioare. Anselm Canterbury spune că există două feluri de realități, contingente și necesare. O realitate contingentă este o insulă, să zic. O insulă poate să existe sau poate să nu existe, da? Poate să fie fericită sau poate să nu fie fericită. La fel, cineva poate să creadă că există zâne sau unicorni sau zmei sau mai știu eu ce și în același timp poate să creadă că nu există. Acestea, dacă există, sunt realități contingente. Și, de fapt, motivul pentru care nu există este pentru că nu sunt posibile și vom dezvolta asta puțin mai târziu. Însă, Dumnezeu nu este o realitate contingentă, ci este ceva necesar sau imposibil din punct de vedere logic, ori una, ori alta. Și Canterbury apelează la geometrie. Figurile geometrice sunt necesare din punct de vedere logic. Noi nu avem nevoie să privim în jur să vedem figurile geometrice empiric, pentru că ele nici nu există niciodată în forma lor perfectă. Noi le deducem existența lor logic. În același timp, tot din punct de vedere logic, știm că anumite figuri geometrice nu pot să existe. Așa că este ceva este necesar, existent sau inexistent, și ceva este contingent, poate să existe sau să nu existe în mod contingent, sau dacă vreți accidental. Anselm spune că Dumnezeu este, conceptul de Dumnezeu nu se referă la o contingență, ci la o necesitate. Și argumentul lui este, care e discutabil, trebuie să recunoaștem, e că Dumnezeu nu este din punct de vedere logic imposibil. Și cum este în geometrie, orice figură care nu este din punct de vedere logică imposibilă, este în mod necesar existentă. Așa că Dumnezeu este existent în mod necesar. René Descartes a formulat mai bine argumentul ontologic. René Descartes spune, de exemplu, că un triunghi, este imposibil să existe un triunghi cu patru laturi sau un triunghi la care suma unghiilor să fie, să zic, 120 de grade. Și în același timp știm că orice triunghi, prin natura lui, are trei laturi, trei unghiuri și că suma unghiilor în triunghi este de 180 de grade. Noi trebuie să măsurăm toate triunghiile care există în lumea aceasta. Este o necesitate logică. Așa că pentru Descartes, existența și conceptul de triunghi se suprapun. La fel, spune el, existența și conceptul de Dumnezeu sunt egale. Conceptul de Dumnezeu este egal cu existența lui Dumnezeu. Descartes are o demonstrație deductivă, puțin mai complexă, despre care am mai discutat, dar o să o reiterez pe scurt aici. Descartes este părintele îndoielii filozofice. Și îndoiala filozofică stă la baza gândirii europene, la baza gândirii vestului, la baza iluminismului în ultima instanță. Ce este îndoiala filozofică? Pleci de la premisa că tot ce vezi în jurul tău este fals. Că tot ce s-a spus e fals. Tot ce citești în Biblie este fals. Tot ce se predică de la învăr este fals. Creștinii nu sunt încurajați să practice această îndoială filozofică. Creștinii sunt încurajați să aibă o certitudine, să creadă în ceva, să nu se îndoiască. Dar Descartes spune, nu, trebuie să îndoiești de orice. Există un singur lucru de care te poți îndoi. Și acestea sunt legile gândirii. În principiu, legile logicii se reduc la legile matematice și de care a fost un matematician și un geometrician. Ne arată, de exemplu, că legile geometriei nu te poți îndoi de ele, da? Nu te poți îndoi de faptul că un triunghi are 180 de grade. Te uiți la un triunghi, ți se pare că are sau nu are 180 de grade. Dar din punctul de vedere a legilor gândirii, pentru că geometria euclidiană nu se bazează pe observație, ci pe deducție. Din punctul de vedere al gândirii logice, triunghiul trebuie să aibă totdeauna 180 de grade. Sau dacă vreți un alt exemplu, valoarea lui pi. Valoarea lui pi se calculează logic, nu se măsoară. Singurul caz în care a fost măsurată, stabilită prin măsurare valoarea lui pi, din câte știu eu, este în cazul templului Solomon, în care a ieșit că pi este 3. Așa că Descartes spune, singurul lucru de care nu mă pot îndoi sunt legile logicii. Și întrebarea mea este atunci,
De unde știu eu totuși că aceste legi ale logice sunt corecte? Că ele corespund realității. Și el găsește rezolvarea acestei probleme în conceptul de Dumnezeu. Pentru că dacă conceptul de Dumnezeu este egal cu realitatea lui Dumnezeu, înseamnă că toate conceptele mele logice sunt, oarecum reflectă mai mult sau mai puțin perfect realitatea. Conceptul meu de triunghi reflectă triunghiuri care există destul de imperfect. Și Dumnezeu garantează faptul că unul și cu unul fac doi și că legile logice sunt o reflectare a legilor existenței. Sau că matematica este reflectare a existenței, este ontologică. Cel care a atacat în mod clasic, să zic, atacul clasic împotriva argumentului ontologic venit de la Kant. Și cei de ce au făcut și fac până astăzi, cei care încearcă să demoleze acest argument ontologic, inclusiv Bertrand Russell și foarte mulți atei anglosaxoni, sunt bazați pe Kant. Ei doar repetă argumentul Kant. Kant afirmă și pe bună dreptate că există o diferență între existență și predicatele unei existențe și că existența nu este un predicat. Ca să fiu mai clar, orice opoziție are un subiect și un predicat. Eu vorbesc în clipa aceasta. Eu sunt subiectul, predicatul este vorbesc. Și predicatul arată o anumită atribut al meu în clipa aceasta. Sau eu sunt îmbrăcat într-o cămașă gri și am un pix în mână. Arată un atribut al meu și pot spune mai multe lucruri despre mine. Da? Deci, ideea Dumnezeu există. Face din există un predicat al lui Dumnezeu. Și ca atare nu poate să fie valabil acest silogism. Pentru că existența nu este un predicat. Existența este substanță, este subiect. Kant se pare că nu l-a citit atent al doilea argument al lui Canterbury. Și anume, Canterbury nu vorbește despre existența lui Dumnezeu ca despre un predicat necesar al lui, ca de un predicat contingent al lui Dumnezeu, ci vorbește despre existența lui Dumnezeu ca despre un predicat necesar. Adică, cu alte cuvinte, așa cum un triunghi prin natura lui are trei laturi, Dumnezeu, conceptul de Dumnezeu implică prin natura lui existența. Haideți să luăm faimosul Exod 3:18, eu sunt cel ce sunt. Eu sunt, el este subiectul și cel ce sunt este predicatul. Eu sunt nefiind doar eu, da? Eu sunt este numele, este subiect. Și cel ce sunt este predicat. Sau dacă vreți, cel ce sunt este subiectul și eu sunt este predicatul, cum vreți dumneavoastră. Dar ideea este că subiectul și predicatul în Dumnezeu sunt una. Aceasta, de fapt, face parte din natura conceptului de Dumnezeu. Că subiectul și predicatul sunt una. Adică că Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, are ca predicat al lui existența. Dumnezeu este existența. Sună puțin abstract, dar de fapt, dacă luăm în considerare cei peste 2000 de ani de exercițiu logic în gândirea vestului, întâi la greci și apoi la scolasi și apoi la Europa, toată Europa de vest până în timpurile moderne, aș vrea să spun că toate aceste exerciții logice nu sunt simple acrobații, ci au un sens destul de solid. Kant folosește chiar o comparație și spune, de exemplu, Ansel de Canterbury spune că existența întotdeauna este mai mare decât conceptul. Și el zice, uite, dacă am 100 de taleri în buzunar, conceptul meu pot să am un concept mai înalt de 100 de taleri. Dar, de fapt, ce 100 de taleri rămân 100 de taleri, nu se înmulțesc. Așa că nu contează banii care ai în cap, ci banii care ai în buzunar. Par un argument după sins, dar este foarte greșit. De ce? Tocmai fiindcă ignoră ce a spus Anselm și Descartes, anume că este o diferență între contingent și necesar. Ce o setare sunt contingent. Dar hai să luăm un exemplu și interesant că acest exemplu vine de la un ateu, Slavoj Žižek, care
discută argumentul lui Hegel împotriva lui Kant și arată că, de fapt, spune Hegel, argumentul lui Kant este vulgar și barbar. În sensul că face din Dumnezeu o contingență, de fapt, când compară cu cei 100 de taleri. Nu-l poți compara pe Dumnezeu nici cu spaghetti monster, nici cu 100 de taleri, nici cu unicorn. Conceptul în sine nu este acela a unei realități contingente. Și zice că aduce un argument de bun simț. Spune, imaginați-vă că este o inflație. Cei 100 de taleri din mintea mea, dintr-o dată se înmulțesc ca monedă sau ca hârtie. Așa că, în ultima instanță, conceptul de 100 de taleri, practic, este baza existenței celor 100 de taleri contingenți. Cele 100 de piese de argint sau de bronz din buzunarul lui Kant, de fapt, nu au o existență, nu au statut ontologic. Ceea ce există în etorul este conceptul de monedă, de bani, de valoare a banului. Și în funcție de aceasta, numărul monezelor crește sau scade în buzunarul lui Kant. Argumentul lui Žižek este foarte, foarte de bun simț și foarte intuitiv. Dar haideți să mergem de aici la cele două argumente pe care le-am discutat. Argumentul Spaghetti Monster și argumentul lui Iisus care vine cu trâmbița și se despică cerul. Ce este Spaghetti Monster? De exemplu, vine un reprezentant al școlii noiului ateism și va spune, eu cred în unicorni, eu cred în zei. Și dacă cred în unicorni, tu crezi în Dumnezeu, amândoi suntem pe aceeași treaptă. De ce nu credem că există unicorni? Există necesitate și există contingență în lumea vie. Și lucrurile sunt la explicat și mai bine Darwin, da? Orice, un unicorn, în principiu poate exista. Nu există o problemă în privința aceasta. Ceea ce nu poate exista este un Pegas, un cal înaripat. Zic, cineva crede că există cai înaripați. Nu pot exista cai înaripați. De ce? Fiindcă toate mamiferele sunt patrupede. Și cele două aripi ar fi două membre în plus. Dar ar putea exista un animal erbivor cu un singur corn în frunte. N-ar fi deloc imposibil. Animale erbivore au coarne. Deci, dar nu este necesar. Este pur contingent. Ca atare, dacă poate sau nu exista un monstru de spaghete, este foarte puțin probabil. Din cauza că spaghetele nu pot să creeze un organism viu împreună. Dacă există o ceașcă de ceai în jurul orbitei lui Marte, am putea să ne închipuim că, să zic, într-o fantezie a lui Jules Verne, în secolul XIX, britanicii sau americane au pus trimit un proiectil spre Marte și pe acesta a fost o ceașcă de ceai și ceașca de ceai este văzută în jurul planetei Marte. N-ar fi imposibil, dar este foarte puțin probabil. Însă toate acestea sunt contingente. Însă când vorbim despre existența lui Dumnezeu, noi discutăm o problemă de ontologie. Și această problemă de ontologie este legată de ceea ce de predicatele existenței, ci de însăși natura existenței. Vreau să dau două exemple mai recente pe linia argumentului lui Descartes. În secolul XIX, Riemann și Lobachevsky au formulat principiile geometriei neeuclidiene. În principiu, geometria euclidiană este pur deductivă, e pur logică. Diferența între Euclid sau între greci, dacă vreți, și babiloni și egipteni, este că ei nu au studiat proprietățile corpurilor geometrice desenând pe nisip, ci plecând de la câteva axiome considerate de la apriorice, au dedus toate proprietățile geometrice pe bază pur logică. Imaginați-vă, deci, că în secolul XIX, matematicienii se gândesc că am putea să plecăm de la alte axiome a priori. Și principal axioma al lui Euclid, fiindcă două drepte paralele nu se întâlnesc, plecăm de la premisa că două drepte paralele se întâlnesc. Și de la această premisă reconstruim pe bază logică, că pe baza acelorlași lege ale logicii pe care le-a folosit Euclid,
o altă geometrie neeucleideană. Cei mai mulți vor spune că asta este o pură ficțiune. Și în cartele Dostoevski, frații Karamazov, există o discuție între Ivan Karamazov și Alyosha, în care Ivan îl sfătuiește pe Alyosha ca niciodată să nu gândească neeuclidian. Și iar diavolul, în schimb, când îl vizitează pe Ivan, îi vorbește despre un univers neeuclidian, față de care Pământul este doar o excepție. Și se pare că după aceea Ivan își pierde mințile. Deci, întrebarea este, există în univers realități care să poată să fie descrise pe bază unei geometrii neeuclidiene? Ceea ce este interesant este că după ce Einstein a elaborat teoria relativității, Einstein a propus o regândire a universului după legile geometriei neeuclidiene. Și ce este interesant, legile geometriei euclidiene sunt în mintea noastră, cum spunea Descartes, legea de gândire. Dar orice corp geometric într-un spațiu euclidian, un spațiu plat, toate corpurile geometrice respectă perfect legile lui Euclid. Deci nu există abatere de la legile lui Euclid în acest univers. Peste tot se aplică, dar totuși există abatere. Și unde există abatere? Când spațiul și timpul se curbează. Dar ce este interesant, că legile geometriei neeuclidiene, care au fost văzute pe bază logică, descriu perfect comportamentul, să zic, spațiului și timpului și gravitației și mișcării în universul nostru, atunci când spațiul se curbează. Deci sunt realități contraintuitive, realități care nu pot fi observate decât la scala întregului univers, și totuși s-a dovedit că geometria neeuclidiană este o descriere perfectă a unui univers care trece cu mult în afara sferei empirice. Asta dovedește că, de fapt, Descartes are dreptate, gândirea noastră are statut ontologic, logica mai precis, nu fantezia, logica noastră, legile logicii, legile matematicii, legile sintaxei chiar, reflectă, de fapt, logica întregii existențe. Și atunci este legitim ca pe baza gândirii logice să, întrucât conceptul de Dumnezeu este un concept logic, pe baza gândirii logice să discuți problema existenței lui Dumnezeu sau a naturii lui Dumnezeu, așa cum am spus, plecând de la premise strict logice. Să dau un alt exemplu. Și este interesant că exemplul pe care vă-l dau cumva explică limbajul Stephen Hawking când folosește cuvântul Dumnezeu în scurtă istoria timpului. Pe baza teoriei lui Albert Einstein, pe baza relativității generale, Albert Einstein a dedus că ecuațiile, ecuațiile neeuclidiene al relativității generale indică spre o posibilitate, găurile negre. Și Einstein însuși a fost înspăimântat de propriile ecuații, de această posibilitate a găurii negre, în care spațiul practic dispare, în care timpul se dilată la infinit și în care toate legile existenței sunt suspendate. O gaură neagră în structura spațiului și timpului. Și astăzi știm că găurile negre există, putem observa găurile negre prin telescop sau efectele unei găuri negre prin telescop. Știm mai multe despre găurile negre decât știam pe vremea lui Einstein. Este aceeași idee. Deci găurile negre sunt ceva foarte contraintuitiv. Nimeni nu înțelege exact ce este o gaură neagră sau ce se întâmplă într-o gaură neagră. Și Stephen Hawking folosește cuvântul Dumnezeu când se referă la gaură neagră, din motivul pentru care specificat de Anselm de Canterbury. Este un concept predicatul și existența sunt predicatul și existența și predicatele se unesc. Un concept în care care prin natura lui indică la un absolut și acest absolut se descoperă că există. Am dat aceste două exemple ca să arăt că este legitim să te întreb dacă din punct de vedere logic poate exista Dumnezeu. Și odată ce discuția se continuă în această direcție, este legitim să acceptăm că legile logicii pot să dea un răspuns aici,
deductiv în afara observației empirice. Deci, Dumnezeu ne fiind ceva contingent, noi nu vom deduce existența unor lucruri contingente pe bază a priorică sau deductivă, pe bază pur logică, pentru că ar fi absurd acest lucru. Ne bazăm pe observație. În știință ne bazăm pe observație. Însă, când este vorba despre necesitate, și așa să este valabil și în știință, și dincolo de știință, când e vorba de ceea ce este logic necesar, ne bazăm pe logică. Chiar și în știință, descrierea unui fenomen observat, în ultima instanță, se reduce la o necesitate, la o formulă matematică. Și aceea ne spune că este necesar ca fenomenul respectiv să se comporte așa cum se comportă. Noi nu știm cum se învârte planetele în sistemul solar numai pe baza observației. Dinainte ca să observăm totul, am știut pe baza ecuațiilor lui Newton sau ale lui Kepler chiar înaintea lui. Așa că hai să mergem puțin mai departe. Vreau să dau un alt exemplu. Vreau să dau exemplu unui țăran din România care a descoperit argumentul ontologic, un fel de moromete al munților, undeva în munții Apuseni, într-un sat de ciobani, prin anii 50, în timpul stalinismului, vine o politrucă și era un cătun cu casele risipite. Și oamenii, duminica, mergeau la biserică, iar când ieșeau de la biserică, mergeau la primărie unde se deau poruncile. Adică se spuneau hotărârile, ordonanțele primăriei, ale guvernului, mă rog, noile legi și așa mai departe. Deci vine o politrucă, merge la primărie, unde sunt oamenii, să dea poruncile, să le comunice nu știu ce lucru important, probabil despre cotele de lapte și lână și așa mai departe, și îi se spune să la biserică, femeia așteaptă, oamenii mai la biserică, femeia se enervează și când iese lumea de la biserică, începe să-i certe. Oameni buni, zice, cine mai merge în timpul nostru la biserică? Cine l-a văzut pe Dumnezeu? Uitați-vă, gardul ăsta, îl vezi, există. Dar pe Dumnezeu l-a văzut cineva? Și un bătrân, un hâtru, un fel de moromete sau Ion Roată al satului, ia cuvântul, zice, oameni buni, ați auzit toți ce fain o grei doamna, că Dumnezeu nu este și are dreptate. Uite, vedeți gardul ăsta? Este, îl vedem. Pe Dumnezeu l-a văzut cineva? Nu, nu este. Dar mintea Doamnei o văzut-o careva. Hai, păi să știți că nici nu are. Acum, omul a pișcat-o bine pe politrucă, în marxismul e vulgar. Însă, de fapt, el a folosit argumentul ontologic. Mintea este o noțiune abstractă. Mintea nu există ca o contingență. Așa că omul a arătat exact ce a arătat Ansel de Canterbury în secolul XI, când oamenii au râs de argumentul lui ontologic, că există diferențele de contingență și o realitate ontologică. Mintea fiind în mod cartezian, bătrânul se pare un cartezian nativ, nu știa, dar era un cartezian, mintea fiind o realitate ontologică sau regulile logice fiind o realitate ontologică. Așa că în timp ce argumentul ontologic nu este definitiv și se poate replica împotriva lui, întrebarea este dacă există în univers o existență care să fie egală cu predicatele ei sau un concept care să fie egal, în care existența și predicatele să fie egale. Și acesta este Dumnezeu, din punct de vedere logic. Întrebarea aceasta, Ansel nu a demonstrat în mod irefutabil existența lui Dumnezeu și nimeni n-a dărâmat încă argumentul lui Ansel de Canterbury. Încă există discuții în privința aceasta. Dar una este discuțiile cu caracter ontologic și alta este parodierea acestui argument ontologic la realități contingente, la unicorni, la zâne, la ceașca de cei care sunt de jurul Marte, la spaghetti monster, l-a văzut cineva pe Dumnezeu. Deci aici este vorba de o vulgarizare, de fapt, argumentului. Așa cum Ansel m-a arătat, nu poți aplica argumentul ontologic la o realitate contingentă, cum ar fi o insulă a fericirii.
este cu totul alt plan de existență. Este o discuție deschisă și legitimă. Cineva poate este legitim să accepte existența lui Dumnezeu și este legitim să accepte ateismul. Și discuția continuă. Însă, așa cum am spus, întrebarea fundamentală este de ce există ceva mai degrabă decât nimic și care este originea ordinii în univers. La această întrebare încă n-am găsit un răspuns. Dar noi nu discutăm despre existența lui Dumnezeu ca despre o divinitate, o oarecare, un zeu, un duh, un spirit, un fenomen, un accident al naturii, o contingență, în alte cuvinte. Acum aș vrea să trec de partea cealaltă, la Iisus care revine. Acest Iisus care revine cu trompeta, trompeta înseamnă o contingență, și acest Iisus care revine, îl cunoaște de toate tablourile. Este, nu este Dumnezeu, este o divinitate din Orientul Mijlociu. Este, de fapt, o persoană mitologică, pe care îl închipuim într-un anumit fel, nimeni nu l-a văzut, da? Și are și trompete și se despică cerurile. Și despicarea cerurilor ne vorbește, bineînțeles, despre un univers din epoca bronzului, când cerul era un acoperiș deasupra lumii. Noi legăm existența lui Dumnezeu de o anumită concepție care au avut oamenii despre Dumnezeu într-un anumit timp. Înainte de apariția gândirii logico-conceptuale, exista gândirea mitologică. Și oamenii l-au gândit pe Dumnezeu în termeni mitologici. Nu e nimic rău în aceasta. Există multe intuiții adânci în Geneza și în Biblie. Dar ideea ca în timpul nostru să aduci aceste imagini, în timpul nostru, este de fapt reducerea lui Dumnezeu la o contingență, la unicorn, zână, spaghetti master, ceașca de ceai din jurul lui Marte. Ceva care este foarte puțin probabil. Hai să fim sinceri. Există, nu știm ce există în universul acesta, nimeni nu poate demonstra că nu există. Este foarte puțin probabil să existe undeva un loc în univers unde o zeitate bărboasă stă pe un tron și este înconjurat de mamifere cu, ființe antropoide, dacă vreți, care însă au 6 membre, două fiind aripile sau poate chiar 8, având 2 perechi de aripi. De fapt, alții au 6 aripi, deci în total, avem 12 membre care cântă la harpe din metal sau din aur, și așa mai departe. Și există foarte puțin probabil că există undeva o cetate de aur și mai ales în Orion. Probabilitatea este foarte, foarte mică. E foarte puțin probabil că lumea a fost creată, cum văd în anumite tablouri, de un locuitor al Orientului Mijlociu, îmbrăcat într-o haină specifică timpului său, cu barbă, care a făcut figurine din pământ, a suflat în ele și primele acestea au început să umble și să vorbească. Lucrul acesta nu poate demonstra nimeni că n-a existat, că nu există, da? Dar este foarte puțin probabil. Este, din punct de vedere logic, din punct de vedere al necesității, deci din punct de vedere al legilor naturii, este imposibil să fie avut loc un potop global acum 4500 de ani aproximativ. Este, sau nu, 3500 de ani, 4500 de ani, da? 2500 înainte de Hristos, da? Este imposibil să, ca lumea să aibă doar 6000 de ani, este imposibil ca speciile să fie fixe, este imposibil ca toate rasele să se tragă dintr-o pereche blondă cu ochi albaștri de arien, cum vedem în tablouri foarte populare. Acum 6000 de ani, de fapt tot să vină din arca la noi, e imposibil ca toate animalele să fie coborând din arca la noi, să fie răspândite pe tot pământul, e imposibil, dar și ceva. E imposibil din punct de vedere al legilor naturii. Poate că o divinitate a suspendat aceste legi ale naturii. Poate că universul nu este așa cum este. Poate că pământul e centrul universului, poate că pământul este plat, poate că tot ce vedem este o iluzie.
Poate că acea divinitate răuvoitoare de care spune Descartes, care vrea să credem că unul și cu unul fac doi, deși nu fac doi, există. Și ne credem că unul și cu unul fac doi, de fapt unul și cu unul fac trei. Și ne credem că legile naturii sunt eterne și de fapt ele sunt niște capricii al lui Dumnezeu care schimbă regulile în fiecare zi. Este imposibil? Nu este imposibil. Este posibil. Este însă foarte puțin probabil. Da? Însă, cert este că dacă legile logicii, legile gândirii, legile matematicii sunt valabile, deci reflectă într-adevăr structura existenței noastre, structura existenței Universului, este acest Dumnezeu antropomorfic nu există. Însă, asta nu însemnează că nu există Dumnezeu. Pentru că foarte interesant că René Descartes, care este părintele științei moderne sau părintele gândirii moderne, gândirii științifice moderne, este cel care a reafirmat argumentul ontologic al existenței lui Dumnezeu. Și întrebarea despre existența lui Dumnezeu ne duce la răspunsuri logice care spun că Dumnezeu există, așa cum ne poate duce și la răspunsul logic că Dumnezeu nu există. Ludwig Wittgenstein spunea, în ultima instanță, sensul lumii trebuie să existe, dar în afara lumii. Și cred că această frază foarte scurtă este ea însuși un argument ontologic în favoarea existenței lui Dumnezeu. Nu vom găsi în această lume, este în afara lumii. Însă este accesibil pentru gândirea noastră. Putem înțelege necesitatea acestei existențe, o putem formula. Ceea ce vreau să spun este că, vorbind din punct de vedere al unui creștin, ceea ce avem nevoie este să nu ne coborâm la nivelul unei dezbateri vulgare. Avem nevoie să cumva să regăsim rădăcinile gândirii creștine vechi din trecut, care a avut o substanță foarte filozofică și foarte logică. N-au fost vulgare. Probabil că și ateii au nevoie să regăsească rădăcinile ateismului. Au nevoie să se întoarcă la Kant, la Hegel, la Marx, la critica pe care Marx a adus-o religiei ca fenomen social, pe critica pe care Freud a adus-o religiei ca fenomen psihologic. Au nevoie să se întoarcă la critica pe care unii logicieni au făcut argumentul ontologic. Atei au nevoie să se întoarcă acolo. Așa cum creștinii au nevoie să se întoarcă la argumentul ontologic al lui Anselm și al lui Descartes și al lui Hegel chiar, au nevoie să gândească creștinismul în termenii cei mai abstracți și în termenii să gândească existența lui Dumnezeu în termenii unei necesități logice mai degrabă decât în termenii unei zeități mitologice cu barbă sau fără barbă care este, așa cum am spus, o contingență ca și insula fericirii, ca și unicornul, ca și zâna sau ca ceașca de ceai sau ca spaghetti monster. Deci creștinii au coborât pe Dumnezeu la nivelul unei contingențe și atunci a apărut parodia. Așa cum apare parodia insulei fericirii în secolul XI, a apărut parodia lui spaghetti monster sau al ceașcii de ceai din jurul lui Marte. Nimeni nu poate demonstra că aceasta nu există. Nevoia de a depăși această vulgarizare a discursului despre Dumnezeu este, eu cred că este foarte importantă nu numai pentru supraviețuirea creștinismului și a credinței în Dumnezeu, ci și pentru supraviețuirea ateismului. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, în ultima instanță, ceea ce câștigă este fundamentalismul. Un ateism vulgar nu este o replică adusă fundamentalismului. Și eliminarea discursului creștin, ontologic și filozofic, iarăși, face loc fundamentalismului. Există în Biblie
anumite concepte paradoxale despre Dumnezeu. De exemplu, spre deosebire de Dumnezeul lui Aristotel, care este dedus tot pe bază logică, deși argumentul agentului imobil pentru noi nu mai ține apă. Dar Dumnezeul Aristotel e dedus pe bază logică, dar nu intervine în treburile lumii. Însă Biblia vorbește despre Dumnezeu care intervine. Un Dumnezeu personal căruia îi pasă. Sunt câteva paradoxuri aici. Dar în același timp, aceste paradoxuri au creat un anumit impuls care au făcut ca omul să fie considerat mai important decât era considerat în religiile păgâne și ca sensul vieții să fie redefinit. Și ca etica și sensul istoriei să aibă o nouă bază. Deci aici este un întreg univers care merită să fie explorat. Și ceea ce aș vrea și eu să fac și să facem este să depășim nivelul unui dialog vulgar în care o zeitate păgână mitologică este opusă unui spaghetti monster. Amândouă nu merită să fie luate în considerație. Vă mulțumesc, ne revedem data viitoare, la revedere!